Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la amoroscopul pentru cuplu, dragii mei din zodia Scorpion sau cu ascendent în această zodie. Haideți să vedem care e treaba cu relația voastră în decembrie, în această lună, încă 2020. La ce anume ne uităm în astfel de etalări, la energia care influențează, guvernează relația voastră în această lună, de fapt energiile, că sunt două. Care este energia predominantă a voastră în relația în care sunteți, ce anume gândiți voi despre relație, ce este în mintea voastră, care este energia overall a partenerului, partenerei voastre în această relație, ce gândește și ce se întâmplă acolo între voi. Și o să începem, bineînțeles, cu energiile care influențează relația voastră în luna decembrie și avem două chestii extrem de interesante, extrem de interesante. Prima este infidelitatea. Mare grijă, dragii mei scorpioni, în această lună la relația voastră și a doua este new vitality. Începuturi, noi începuturi, o nouă vitalitate, ceva nou apare pentru unii dintre voi în viața voastră. Nu am să spun în relația voastră pentru că veți vedea acest element de noutate. Vă vine să credeți sau nu, o să apară doar pentru unul dintre parteneri. Haideți să vedem care este energia cu care voi sunteți în această relație în luna decembrie. Și avem carta Very Soon, foarte, foarte curând. Și spune în felul următor, dragul meu Scorpion, se pare că tu ești indecis, cel puțin la nivel de mental. Tu ești indecis, nu prea știi ce cauți tu în această relație, că e căsnicie, că e relație de lungă durată, de scurtă durată, cum o fi ea. Este ceva sau urmează să fie ceva care o să te facă pe tine să ai dubii. Cartea îți spune în felul următor să te gândești foarte bine și să vezi ce anume îți dorești, pentru că tu, cel puțin în luna decembrie, s-ar putea să nu mai știi ce anume îți dorești. Îți dorești să stai cu partenerul, partenera ta sau nu? Sau îți dorești altceva? Tot pe partea voastră avem următoarele cărți, această carte a forței, urmată de șasele de bâte, această carte de victorie, urmată de asul de bâte. Dragii mei, din ce văd eu? Haideți să vi-l arăt și pe celălalt din tarotul iubirii și avem treiul de bâte. Este, uitați-vă puțin la pictograma acestei cărți, cum această doamnă, da, este curtată de trei indivizi. Așa este pictograma cărții. Treiul de bâte este acea carte care spune că te gândești să lași ceva în spate și să pleci cu ceva nou. Cred că v-ați dat seama până acum că acest element nou se referă la voi. Cineva o să apară în luna decembrie și o să vă zăpăcească puțin de cap că nu o să mai știți voi dacă vreți să stați în această relație sau nu. Voi faceți cum vreți. Da? Ia cătă treiul de cupe, acest domn care se duce la acele doamne, care ele lucrează, că asta le este jobul. Dar, dragii mei, vorbim de un trio conjugal. Există, nu știu să-i spun șansă, să-i spun risc, posibilitate, să-i spun, ca relația voastră să devină trio. Pentru că, ce să vezi, pentru voi apare cineva la orizont. Și iată și zecele de săbi. S-ar putea să vă gândiți voi să faceți, să puneți punct brusc acestei relații în care sunteți. Acum parcă vă aud pe unii nici pe departe, nici să n-audă așa ceva. Nu foarte bine. Nu e pentru toți. Este o citire generală. Pentru unii dintre voi mesajul este foarte clar, succint, cineva nou apare. Cineva nou o să sufle aceste culori în viața unora dintre scorpionii care nu sunt fericiți în relația în care se află și e foarte posibil să fie cineva în zodie de foc, foarte posibil în leu, de fapt și șasele este tot de bâte, tot energie de foc avem aici. Da? Este cineva care vă va stârni interesul foarte, foarte mult.
Haideți să vedem pe partea partenerului vostru sau partenerei voastre. Let go of control issues. Renunță la control. S-ar putea partenerul, partenera voastră să simtă că ceva nu este în regulă. Categoric, dacă se ajunge la așa ceva, lucrurile în această relație oricum nu erau așa cum trebuie. Își dorește foarte mult acest partener al vostru să apere familia sau relația. Poate aveți unii dintre voi copii cu acest partener sau cu această parteneră, da, ia cât această carte de familie fericită și acest paș de săbii, sau poate că partenerul vostru își dorește copii, voi sunteți foarte, foarte, foarte derutați în această perioadă. Nu vă mai găsiți locul aici, mai ales că poate a fost așa o monotonie până acum în relație, sau poate voi nu sunteți pregătiți pentru un astfel de angajament și partenerul, partenera tot încerca să vă, nu știu, convingă cumva, da, să faceți voi acolo big happy family și un bebe și așa mai departe și voi nai, 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 nai. Eu încă vreau să mă mai distrez, poate, da, pentru unii dintre voi, pentru cei care deja sunteți căsătoriți și aveți copii, iată-te, simt că partenerul, partenera încearcă să controleze situația, iată-te ce simte el în această, sau ea în această lună, este această carte de suferință sufletească, da, are inima frântă pentru că s-ar putea să simtă, sau chiar voi să-i comunicați că sunteți o fire foaleu. Foarte, foarte directă. Mie îmi spuneți, fiica mea este scorpion cu ascendent în scorpion, deci știu ce înseamnă. Asta fiind, acestea fiind cuvintele voastre, așa, foarte ascuțite. Ce mai vedem pe partea partenerului în această lună? Iată-te, 9 de săbi, este această carte, știți voi, de anxietate. Își face foarte multe griji, este foarte panicat, panicată, că simte că îi fuge terenul de sub picioare. S-ar putea să încerce să compenseze prin cadouri, prin gesturi frumoase, să vă facă pe voi să vă schimbați perspectiva, să vă răzgândiți, da? Să vă facă pe voi să nu vă mai uitați acolo unde vă filează lămpile și să vă întoarceți aici, către acel cămin, către copiii, pentru cei care aveți copii, bineînțeles. Vrea să ia lucrurile de la zero. S-ar putea să vă spună, ok, uite, sunt dispus, te iubesc foarte mult, ia către regele de cupe. Acum, Ana, s-ar putea să fie și el zodie de apă sau cu ascendent în zodie de apă și spune, am suficientă iubire încât să storn și ție în această cupă. Da, vă iubește foarte mult, dar vedem că încearcă să controleze cumva situația. În loc să, nu știu, acum vreau să zic în loc să accepte. Da, nu vreau să dau sfaturi în astfel de cazuri. Fiecare are dreptul să lupte pentru ceea ce crede că este bine. Haideți să vedem relația. Haideți să vedem energia dintre voi, dar ce se întâmplă între voi în această lună, iată-te, retreat, retragerea. Da, se pare că unii dintre voi, dragii mei scorpioni, vă veți retrage. Nu este separation, dar nu vorbim despre despărțire, este o retragere. Dar vă retrageți, poate vă duceți la mămica, la tăticu, să stați să vă gândiți, iată și cartea spânzuratului și vorbim despre a... Fie că voi sunteți cei care vă gândiți sau partenerul, partenera voastră stă și se gândește să încerce cumva să vă înțeleagă. Dar cineva în această lună și va lua acea pauză, acel timp necesar de a vedea lucrurile și din alt punct de vedere. S-ar putea să fie vorba și de partenerul vostru până la urmă, pentru că vedem așa o disponibilitate de a vă mai da o șansă. Este în stare să facă orice. Da, este și asta o formă de control al situației. Măi, sunt în stare să mă pun și în cap, da? Sunt în stare să mă spânzur așa de un picior cu capul în jos, să încerc să înțeleg ce anume s-a întâmplat, să înțeleg ce anume te-a atras la acea persoană, iată-te și cartea Trădătorului, următoarea carte, dar clar, poate fi vorba și despre trădare, infidelitate, așa cum am văzut acolo. Poate să fie cineva care se retrage, da, uite, mi-au săbiile, mi-au ideile, mi-au cuvintele, mi-au tot și plec, da, mi-au ce este al meu și îți las cele două săbiții, n-ai decât să faci ce vrei cu ele.
Poate fi și vorba despre o retragere și iată din nou suita de bâte. S-ar putea să plecați pentru cineva sau să vă să plecați să vă gândiți, da? La cineva pe care îl găsiți foarte, foarte atrăgător, foarte sexy. Din nou vorbim de o posibilă zodie de foc sau cu ascendent în această zodie. Aveți nevoie de atenție, aveți nevoie de acțiune, mai ales pe plan sexual, voi, dragii mei scorpioni, pentru că sunteți, by definition, sunteți foarte, foarte, foarte darnici din acest punct de vedere și doritori din acest punct de vedere, de ce nu? Iată-te și regele de monede între voi, s-ar putea să fie energia partenerului, partenerei voastre, chiar dacă nu este în zodie de pământ sau cu ascendent în zodie de pământ, ne spune această energie că partenerul, partenera voastră este o persoană tradiționalistă, este o persoană familistă, este o persoană care își dorește lucruri mai domoale, așa, mai cumpătate, mai cu pătura pe cap, mai cu destea, da? Voi, pe partea asta, aveți nevoie de acțiune, aveți nevoie înțelegeți voi, da? Pe partea asta, lucrurile sunt mult mai liniștite, sunt așa, hai, lasă că, uite, ne țicăm pe frunte și ne mai uităm la un serial și lucrurile sunt frumoase și eu avem o familie frumoasă și o să facem și copii și o să creștem și bla 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 și o să îmbătrânim și o să murim și gata. Ceva de genul ăsta, acum, Doamne ferește, cei care vă uitați, care nu sunteți scorpioni, dar vă uitați așa că mai sunt de ăștia, n-am nimic cu voi, da? Voi vă doriți o familie tradițională, acum vorbesc cu oia care se uită și nu sunt scorpioni, da? Scorpionii cu care sunteți voi în relație au nevoie de pasiune, băi, oameni buni, au nevoie să-i luați, să-i dați capul de pereți puțin, așa, băi, nu prea mult, că intrăm sub incidența legii. La urma urmei, au nevoie de culoare în viața lor, exact asta ce s-ar putea să le ofere această persoană mult mai focoasă, da, decât voi. Au nevoie de diversitate, au nevoie de. Da, știu că sunt culorile LGBT, so what? Și care e problema? Nu judecăm pe nimeni. Au nevoie de culoare, au nevoie de diversitate, au nevoie de pasiune, au nevoie să simtă că trăiesc. Aici nu spun că, da, este o energie calmă, domoală, este o împlinire sufletească sau cel puțin așa vedem pe partea partenerului, da? E, scorpionii au nevoie și de acel foc. Bun, haideți să vedem niște sfaturi pentru relația voastră. Hai să vedem niște sfaturi, niște mesaje pentru legate de relația voastră. Și ia uite, giving and receiving, da? Este nevoie de reciprocitate în dragoste. Da, ceea ce dați să și primiți. Așa că dacă voi, dragii mei scorpioni, ați dat pasiune, ați dat, Doamne, ce ați dat acolo și n-ați primit înapoi același lucru, atunci nu o să mă ierte Dumnezeu, înțeleg, pe bune. La fel, dacă partenerul v-a oferit iubire și voi ați fost pe alte planete, atunci iar înțelegem acolo niște treburi. Este nevoie categoric de reciprocitate. Simply love. Este iubire, da? Este iubire în această relație, dar ceea ce simt eu că îi lipsește acestei relații este pasiunea. Așa că cei care vă uitați, trageți cu ochiul la scorpion, vedeți ce faceți cu pasiunea, reaprindeți focul pasiunii, că scorpionul nu are neapărat nevoie de asta. Scorpionul are nevoie de asta. Să vă intre bine la cavesa. Bun, și mai avem SIG, da? Este acea căutare, este cartea Hermitului. Da? Este nevoie de o pauză. Așa că dacă voi, dragii mei scorpion, vă veți retrage puțin în această perioadă, să știți că este foarte bine. Că s-ar putea să înțelegeți și voi mai profund niște lucruri sau poate partenerul vostru este cel care se retrage, da? Și stă să înțeleagă treburile. Cineva trebuie să se deschidă, da? Cineva trebuie să se deschidă mai mult, poate e vorba despre partenerul vostru, lăsați-l să se ducă în pădure, să caute liniștea sufletească și să înțeleagă că trebuie să dea, să ofere și el. Dacă nu, ei sunt cei care nu au oferit sau voi, poate trebuie să vă deschideți din punct de vedere și al sufletului, nu de la brâu în jos. Nu, numai de la brâu în jos. Haideți să vedem și de aici niște mesaje. Haide, haide, haide. Haide, haide, zic eu că nu pot să iau cărțile de pe birou. Ia să vedem ce alte mesaje mai vin pentru voi, dragii mei. Opa, așa, hop, așa.
Da, relația asta are potențial, ni se spune foarte clar, există potențial în această relație, poate fi o relație frumoasă. Este nevoie și s-ar putea să fie o pauză în luna decembrie ca fiecare să își pună gândurile în ordine. Ia uite, da, este nevoie de purificare. O să fie o relație. O să fie o perioadă de purificare, o perioadă în care poate veți sta separați. Acum poate să fie separați unul în dormitor, unul în sfragerie, cine știe, și să lucrați cu voi, să vă curățați sufletul de niște răni de erau acolo sau de niște dubii, de niște frici, de niște insecurities, da? Este nevoie de această purificare și se pare că o să aibă loc și taking risks, da? Trebuie să-ți asumi niște riscuri. Dacă într-adevăr iubești această persoană, asumați niște riscuri. Dacă nu iubești această persoană, atunci asumați riscul necesar și du-te, călare pe bâtă. Nu este din nou nici o problemă. Important este să stai tu cu tine și să-ți dai seama ce anume îți dorești tu cu adevărat. Este atât de importantă acea nouă vitalitate care vine către tine în această lună. Sau este mai importantă liniștea sufletească, liniștea căminului, nu știu, poate pentru unii dintre voi copii, acolo, da, acolo în zona asta este bine să vă gândiți voi, pentru că este foarte, foarte, foarte important. Vorbim despre o posibilă decizie pe care voi să o luați și să schimbe radical cursul acestei relații și, bineînțeles, și cursul vieții voastre la urma urmei. Că astfel de, mai ales dacă vorbim despre căsnicie, acum dacă este doar o relație, ok, nu mai merg lucrurile aici, dacă mai există și presiuni că, uite, eu vreau de fapt o familie cu tine și vreau și copii și limii și mama și tu nu vrei decât să te simți bine, să te distrezi, nu ești pregătit pentru așa ceva, din nou nu văd nimic rău în lucrul ăsta, dar spune, comunică, dragul meu, draga mea, nu sunt pregătit sau nu sunt făcut pentru așa ceva, nu este ceea ce am eu nevoie în acest moment, nu te supăra pe mine, uite, eu am asta, acestea sunt nevoile mele, da? Nu au putut fi îndeplinite aici, dar discutați, de asta zic, nu întoarceți, da, văd retragere, retragere, nicio problemă, dar nu întoarceți spatele să trântiți așa ușa și plecați pe câmpii, nu. Stați întâi de vorbă și vedeți voi la ce concluzie ajungeți. Și haideți să vedem și un mesaj suplimentar pentru dragii mei scorpioni în această lună decembrie pentru cuplu. Iubire de sine, iubire de sine, ia că te dați-o cu iubirea de sine, dragii mei, vedeți voi cine, ori voi, ori partenerul de vostru are probleme acolo, entuziasm. Și haideți să mai vedem unul. O să fiți foarte entuziasmați de ce vine către voi și iluminare, da? Până la urmă s-ar putea să vă dați seama de anumite lucruri, da? Ce este important pentru voi. Ambele variante sunt foarte ok atâta timp cât ajunge sufletul vostru la concluzia asta. Da, mă, asta este important pentru mine. Atunci, go for it. Nu te mai uita înapoi, dar stai și spune, da, discută cu partenerul, partenera ta. Dragii mei scorpioni, astea sunt mesajele pentru voi pentru decembrie 2020. Aștept comenturile voastre în secțiunea de comente. Dacă vreți să stăm de vorbă și în particular, știți foarte bine unde și cum să mă găsiți. Și până data viitoare, când ne revedem, regăsim, reauzim la taroscop, amoroscop, alege o carte sau cine știe ce altă nebunie. Știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc.